Ana, am 17 ani și sunt din casa Mișelului. Eu provin dintr-o familie de ortodoxi. Mai am 5 frați, o soră și 4 frați. Eu sunt a treia. Eu înainte de a cunoaște pe Domnul Iisus, îmi găseam plăcerea și fericirea în a vorbi urât cu cei din jurul meu și chiar și cu cei din casa mea. Și chiar dacă eu știam și vedeam că ceea ce făceam nu este bine, eu tot continuam să o fac. Când eram mică, mergeam la biserică ortodoxă, pentru că câteodată îmi plăcea, dar de multe ori mergeam doar ca să se vadă că sunt prezentă și să știu oamenii că merg la biserică. După un timp în care am încetat să mai merg la biserică, mama îmi spunea că trebuie să mă duc la biserică ca să mă spovedesc, adică să mă pocăiesc la preot, pentru că asta era soluția pentru iertarea păcatelor mele. Dar în Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că doar Domnul Iisus ne poate ierta păcatele. În școala gimnazială am început să gust din anturaje rele și prin asta am început să vorbesc urât cu cei din jur, din casa mea, și am început chiar și să fur și mă comportam destul de urât. Și în care încercam să mă integrez în anumite grupuri ca să fie acceptată și să fiu văzută altfel. După ce am început să merg la liceu, au început să apară multe schimbări în viața mea. Am început să fiu o persoană mai liniștită. Înainte citeam câte un pic din Biblie și nu prea înțelegeam, și prin faptul că nu înțelegeam ce îmi vorbea Domnul, eu îmi spuneam că dacă am făcut ceva rău, mă duc citesc din Biblie și Domnul mă va ierta. Dar de fapt nu era așa. Colegii mei de clasă, după ce au auzit că sunt pocăită, timp de 2 ani își băteau joc de mine prin a mă jigni, au început chiar și cu fapte. Am văzut că chiar nu se opresc, am început să le răspund cu aceleași vorbe. Dar după un timp, citind din Biblie, Domnul mi-a vorbit din mai multe versete, spunându-mi să am răbdare și să nu fac ca ei. După un timp lung, mergând tot după lucrurile fierii pământești, Domnul a încercat să îmi deschidă ochii ca să mă întorc de la El la El. Dar eu, iubind lucrurile fierii, ignoram chemarea Lui. Totuși, El având o iubire și o răbdare mare pentru mine, El tot vrând să mă facă să mă întorc de la păcatele mele la El. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin. Am început să merg cu fratele meu la tineret și tot mergând la tineret, am început să-L cunosc mai mult pe Domnul. Chiar dacă erau multe piedici și încercau să mă oprească să nu mai merg la tineret, dar eu simțind iubirea Domnului, am început să caut mai departe această iubire și la tineret. Și am simțit că acolo îmi găsesc pacea și prezența lui Dumnezeu. Mergând cu Pit în misiuni în diferite locuri și mergând în tabără Speranța, aici, am realizat că vreau să fac și să împlinesc voia Domnului prin slujirea numelui Său, dar și prin a încheia un legământ cu Domnul. Și chiar dacă nu am simțit niciodată o iubire din partea tatălui meu, am ajuns să simt cum e să fiu iubit de Dumnezeu. Și am realizat că mai mult asta contează. Și am început să cer ajutor Domnului să mă ajute ca să pot să dau mai departe această iubire și ca să fiu o lumină pentru cei pierduți în întuneric. Amin.